În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, încă o dată Dumnezeu ne oferă bucuria de a fi împreună la seara noastră catehetică. Și n-ascundem gândul pe care îl avem, ci îl mărturisim limpede că am dori ca noi toți cei ce ne aflăm la această seară catehetică, la întâlnirile noastre catehetice, să devenim niște buni misionari și să-i apropiem de Domnul Iisus Hristos pe toți creștinii din Cluj, pe toți creștinii din eparhia noastră și, de ce nu, pe toți creștinii din țara noastră. Ne aducem aminte că duminica trecută am început un nou ciclu de cateheze. Ne aplecăm asupra celor 10 porunci. Ele constituie rezumatul legii lui Dumnezeu dată lui Moise pe muntele Sinai. Cele 10 porunci rămân valabile și în Noul Testament, cu specificația că Domnul Iisus Hristos le-a dat un conținut mult mai duhovnicesc. La vremea potrivită ne vom opri asupra acestui aspect. Oricum, menționez că Domnul Iisus Hristos n-a desfințat cele 10 porunci, ci le-a împlinit, le-a desăvârșit, le-a înduhovnicit, le-a dat un alt caracter. Citim în predica de pe munte, din Evanghelia după Matei, din capitolul 5, începând cu versetul 17, ceea ce le-a spus Domnul Hristos atunci, ucenicilor și celor ce erau de față. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din lege nu va trece până ce se vor face toate. Deci cel ce va strica una dintre aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni foarte mic, se va chema în împărăția cerurilor. Iar cel ce va face și va învăța, acela mare se va chema în împărăția cerurilor. Realizăm deci de ce suntem preocupați de cele 10 porunci. Vă readuc aminte că ele i-au fost date lui Moise după o pregătire specială. După post și rugăciune, a postit 40 de zile și 40 de nopți și s-a urcat pe acest munte arid, pe muntele Sinai, și acolo, între tunete și fulgere, Dumnezeu i-a dat cele 10 porunci. Pe prima tablă de piatră erau trecute cele 4 porunci ce se referă la cinstirea lui Dumnezeu. Și pe a doua tablă de piatră erau trecute celelalte 6 porunci ce se referă la cinstirea semenilor. Și ele, poruncile, le găsim scrise în Sfânta Scriptură, în Cartea Ieșirii, în capitolul 20, începând cu primul verset. Mai mult, sunt repetate încă o dată în cartea Deuteronomului, capitolul 5. Și în seara aceasta ne oprim la prima poruncă. O citim întâi și apoi o medităm. Atunci a rostit Domnul înaintea lui Moise toate cuvintele acestea și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău.
care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Unul este Dumnezeu. Unul este în ființă și întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. E tristă starea sufletească a celor ce nu cred în Dumnezeu. Sigur că este un dar al lui Dumnezeu credința. Un dar al lui Dumnezeu pe de o parte și pe de altă parte este rodul frământărilor, cercetărilor noastre. Înțeleptul Solomon, cel mai înțelept om al Antichității, în Cartea Înțelepciunii sale, în capitolul 13, în primul verset zice așa: deșerți sunt din fire toți oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu și care n-au știut, plecând de la bunătățile văzute, să vadă pe Cel care este. Nici din cercetarea lucrurilor sale să înțeleagă pe meșter, să ajungă cu gândul la convingerea că este un Dumnezeu peste toate și în toate. Este un Tată Ceresc care ne-a creat pe noi, care a creat tot Universul, care a creat toate lucrurile. Acum, în viacul nostru postmodern, poate una dintre cauzele lipsei de credință este și aceea că oamenii sunt foarte legați de desfătările păcătoase. E un viac erotic și hedonist. În Epistola către Filipeni, în capitolul 3, în versetul 19, Sfântul Apostol Pavel zice așa: mulți, despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun și plângând, se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este pieirea, pântecele este Dumnezeul lor, iar mărirea lor într-o rușinea lor. Pântecele este Dumnezeul lor. Atunci când totul se cantonează în materie, atunci când gândul nu merge mai sus, omul se află într-o stare lamentabilă. În prima poruncă aflăm că unul este Dumnezeu. El i s-a descoperit lui Moise, dar și patriarhii anterior lui Moise au crezut în bunul Dumnezeu. Acum, oameni înțelepți, meditând la acest lucru și realizând că fără Dumnezeu totul este nimicnicie, ne-au lăsat și scrise lucruri frumoase. Iată de pildă fericitul Augustin. Am întrebat pământul: tu ești Dumnezeul meu? Și mi-a răspuns: nu sunt. Și tot ceea ce este pe el a mărturisit la fel. Am întrebat adâncul și tot ce trăiește și se târește în ele și mi-au răspuns: nu suntem noi Dumnezeul tău, caută mai sus. Am întrebat vântul și mi-a răspuns: întreg văzduhul și tot ce este în el, nu sunt Dumnezeu. Am întrebat cerul, soarele, luna și stelele și mi-au răspuns: nici noi nu suntem Dumnezeul pe care îl cauți tu. Și am zis către toate cele ce sunt în jurul meu: mi-a spus că nu sunteți Dumnezeul meu, vorbiți-mi acum despre El. Și mi-au răspuns toate într-un glas: El ne-a făcut pe noi.
un scriitor inteligent, Flammarion, a scris o carte întreagă intitulată Dumnezeu în natură, încercând să le argumenteze celor ce au credința șubredă că merită să-și pună încrederea în Dumnezeu. Și Flammarion zice așa: în desfășurarea vieții pământești, în mijlocul naturii strălucitoare, în lumina soarelui, pe țărmul mărilor vijelioase, sau pe marginea apelor limpezi, în frumoasele priveliști de toamnă sau grădini de primăvară, pretutindem am căutat pe Dumnezeu, firea toată, la lumina științei, mi l-a arătat în mod deosebit. L-am recunoscut în chip evident ca pe însăși puterea lăuntrică a oricărui lucru, a tot ce există. Și am putea continua argumentele multe minute în șir. Oricum, pe muntele Sinai s-a întâlnit Moise cu Dumnezeu, care i-a făcut o demonstrație directă. Știm că despre experiența lui Moise, Sfântul Grigore de Nisa a scris o carte întreagă, numită chiar așa, Viața lui Moise. Și el ne spune că Moise, la poala muntelui, acolo unde este situată mănăstirea Sfânta Ecaterina, l-a experimentat pe Dumnezeu în lumină, în rugul care ardea și nu se mistuia. Așa cum citim în Cartea Ieșirii, în capitolul 2. Teologia numește această cunoaștere din fenomene văzute, cunoaștere catafatică, descriptivă. Dar după ce s-a suit pe vârful muntelui, în taina sufletului său, a avut o cunoaștere apofatică, interioară. L-a experimentat pe Dumnezeu, a intrat în legătură cu Dumnezeu, care i-a dat cele 10 porunci. Toată această experiență a fost urmarea stăruinței lui, nevoinței lui, căutării lui. Pentru că, repet, credința noastră, pe de-o parte, este darul lui Dumnezeu, dar pe de altă parte este rodul frământării interioare de a-L găsi pe Dumnezeu. Am zis că cele mai înțelepte minți s-au aplicat acestui adevăr esențial, și anume că există un singur Dumnezeu, Făcătorul a toate celor văzute și nevăzute. Nu zicem așa în cred. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și unul dintre oamenii inteligenți care s-a aplicat asupra acestui subiect a fost și Ernest Berna, și a scris un eseu intitulat Credință și certitudine. După ce vom cânta împreună cu strana Priceazna Blândul Păstor, primele 4 strofe pe care le găsim în cărticica noastră de cateheze, la pagina 36, vă voi citi acest eseu minunat, care ne întărește în convingerea că există un singur Dumnezeu Făcător. Credință și certitudine. Pe om îl caracterizează întrebarea. Ea l-a dus la reflexie. Permanenta întrebare l-a mânat înainte și l-a făcut mai om.
niciodată mulțumit cu ceea ce știe și posedă, întotdeauna căutător, în necunoscut. El a căzut adesea în stări de neliniște, omul a trecut prin crize. Dacă întrebarea și căutarea continuă, îi sunt caracteristice, numai puțin îi aparține și certitudinea. A fi permanent în criză înseamnă a te irosi, a coborî panta vieții. Criza este bună numai dacă aduce după sine o cucerire nouă, o luminare a ființei morale. Omul nu poate fi om rămânând ca o corabie fără cârmă, plutire fără țel și fără sens în apele neliniștite ale lumii. Omul aleargă pentru a câștiga certitudinea. În certitudine crește ca o floare scăldată în soare, se armonizează ca pătăsevă și plinătate. Certitudinea aparține firii omului. Ea înseamnă echilibru și liniște, înseamnă putere. Există certitudini intelectuale și o singură certitudine morală. Ea se definește prin obiectul ei și prin condițiile pe care le cere. Adevărata certitudine a omului este legătura cu Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este certitudinea prin excelență, certitudinea desăvârșită. În ea omul nu se clatină, nu se mai supune întâmplărilor, este stăpân pe sine. Credința este o experiență interioară, adică o experiență trăită direct ca o lumină, nu gândită și nici închipuită. Credința în Dumnezeu este o mare experiență a omului, cea mai mare. Ea cere totdeauna ființa și toată energia noastră spirituală. Ea cere dilatarea la maximum a ființei noastre interioare. Credința nu înseamnă subiectivism și nici lipsă de mărturii. Credința nu înseamnă proprire, înșelare, acolo unde mintea nu poate să ajungă. Credința este o stare morală în care cunoașterea vine din situarea omului în realitatea concretă, în viață, în așa fel încât nimic nu se interpune. Credința este cunoaștere pe calea trăirii directe a unui fapt, a unei realități. Credința este un act liber, pentru că este un act de trăire, de viață. Ea apare ca o consecință firească a naturii morale. Credința dă stabilitate și sens vieții lăundrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este bun și bogat. Când trece peste el o încercare a vieții, nu se năruie, ci crește. Omul credincios se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercare, luptă și bucurie. Amin.